După ce am schimbat termostatul, am rezolvat problema cu garnitura de chiuloasă, am schimbat teurile la apă, la gaz, am ajuns la o îmbunătățire a căldurii din mașină. Iar acum am ajuns la concluzia că e caloriferul înfundat. Sunt două variante, ori să-l disfacem, să-l scoatem afară, asta ar însemna să dăm tot bordul jos, sau să încercăm să-l curățăm. Am deconectat caloriferul, după cum se văd cele două furtune galbene, l-am deconectat de la motor, iar cu o pompă de 12V, cu detartrant, că ăsta dezolvă piatra, ia pornește și să vedem, și să o lăsăm să meargă. Vedem ce se întâmplă. Cam asta e culoarea la detartrant. Bine, el o să înceapă să curețe. Și detartrantul l-am încălzit. Detartrantul l-am încălzit. După cum se vede, are o culoare. Să vedem un pic. Îl vom lăsa să meargă. Îl vom lăsa să meargă. Și să vedem rezultatul. Îl vom lăsa să meargă, nu știu, o jumătate de oră. Îl lăsăm până să termină bateria. Mai verificăm și temperatura la pompă. E prima oară când facem așa ceva. Am cumpărat o pompă astăzi din târg. Deci undeva 60, cu antigelul 30, 80, dacă n-ai furtună. Deci 100 de lei, cam 100 de lei ar fi toate piesele necesare. Uite, fii atent că deja și-a schimbat culoarea, îl vezi? Uh-huh. Are o culoare mai închisă. Se închide la culoare. Ia ține să mă uit acolo să vedem, curge. Bicură pe undeva. Și pe furtunele astea două galbene am băgat două bucăți de țeavă pe diametrul lor. Uite ce s-a muiat furtunul. Dovadă că e cald. Am băgat două bucăți de țeavă pentru a putea strânge cu colierul. Acolo unde în partea aia de jos se leagă gazul. Dacă nu aveți gaz pe mașină și sunteți pe motorină, pe benzină sau așa, e mai simplu, nu vă veți chinui undeva în zona aceea, veți desface din spate de la ștuțuri, de unde se leagă original pe motor. Voi lăsa în descriere acolo rezultatele, nu voi mai sta să opresc. Cam ăsta e principiul de funcționare. Ia să vedem. Vezi să vedem, uite când îl dai așa, se vede culoarea. Vezi? Dar oricum, deci curge, trece apa prin el. Dar degeaba trece apa prin el dacă nu trece prin toate orificiile. Deci bagă căldură, cum e problema. Bagă căldură, dar nu bagă suficient. Deci nu bagă suficient. Dacă dai pe modul economie, adică să dezactivezi compresorul de aer condiționat, atunci ai o ușoară. Uite-l, mamă, deci fii atent ce se negrește, vezi? Deci cred că are să meargă varianta asta. Și îl lăsăm să vedem ce se întâmplă. Iar după toată operația asta voi clăti bine cu apă. Cam atât. Să sperăm că o să avem rezultate bune.